Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, susține că autoritățile din stânga Nistrului sunt gata să lucreze în orice format doar pentru a păstra pacea în regiune. Mai mult, el spune că misiunea OSCE are un rol important în acest sens. De aceeași părere sunt și reprezentanții Biroului Politicii de Reintegrare de la Chișinău, potrivit cărora misiunea OSCE are calitatea de mediator în procesul de negocieri și facilitator al menținerii dialogului pe platforme neutre. Totuși, în acest moment, negocierile pot continua doar în formatul 1 plus 1, precizează Biroul de Reintegrare. Как бы ни было сложно, надо говорить и надо идти вперед. И здесь, если уж мы говорим о, допустим, о миссии ОБСЕ, я возлагаю надежду. Почему? Потому что я считаю миссию полезной здесь, в Приднестровье. Я считаю, что она полезна для дальнейших переговоров между Приднестровьем и Молдовой по тем вопросам, которые есть в повестке. Это и Берлин, это и Берлин Плюс. Появляются новые вопросы, которые требуют обсуждения. Contactat de Moldova 1, purtătorul de cuvânt al Biroului Politicii de Reintegrare, Mariana Sară, spune că dialogul va continua în formatul 1 plus 1. În programul și în planul de acțiune al Guvernului Republicii Moldova figurează expres angajamentul continuării dialogului în formatul de negocieri 1 plus 1 și în cadrul grupurilor de lucru sectoriale, cu participarea experților de pe ambele maluri ale Nistrului. În aceste formate va fi asigurată și mai departe o interacțiune în vederea identificării soluțiilor tehnice la cele mai stringente probleme cu care se confruntă locuitorii din raioanele de est ale țării și din zona de securitate. Anterior, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a declarat că au avut loc mai multe vizite de lucru la Tiraspol pentru negocieri în formatul 1 plus 1, însă părțile nu au reușit să ajungă la un numitor comun.